Bună seara, băncoșilor! Bună seara, iubitori de zâmbete, bancuri, glume, anecdote și tot felul de zâmbete. Sperăm să strânim în această seară. Dacă nu, povești frumoase de viață. O actriță deosebită am în această seară invitată, colegă cu mine, trebuie să recunosc încă de la început, de asta mă port și frumos așa și o prezint atât de frumos că ne întâlnim pe holurile teatrului și nu vreau să-mi dea cu ceva în cap. În această seară am deosebită plăcere să vă prezint o actriță deosebit de talentată, o actriță pe val, deosebit de simpatică, pe numele ei Costina Cheron. Am zis bine? Cheruz. Și eu ce am zis? Cât am repetat, Andrei? Am repetat de 50 de ori Cheruz și am zis Cheron. Bine că n-am zis Chevron. Nu contează, e bine Cheruz. Și așa. Ce nume frumos. Bună seara, bine ai venit. Bine te-am găsit. Pot să mărturisesc ceva? Pot să spun, de fapt, cum te cunoaște publicul Teatrului Național București? Da, bineînțeles. Să știți că ea, Cheruz, este de relativ puțină vreme, nu? Sau cât timp? Vezi că să nu avem discuții. Deci dacă să nu avem discuții la proces. Din 2013. Din 2013, dar perfect. Dar tu mă cunoști pe mine de când am venit eu în teatru. De când ai venit în teatru. Ciuciulică. Și era Costina Ciuciulică. Pentru publicul de Teatrului Național și nu numai, consumatorii de teatru, asociați fața cu numele acela, să știți că ea este. Dar acum, după soț, nu eu? Mm-hmm. După soțul din dotare, după colegul de cameră, Cheruz. Cheruz, dragă. Dar se pronunță cu un anumit accent sau Cheruz? Cheruz. Dacă ești francez, e puțin franțuzit. Păi e franțuzit, e Cheruz. Dar Cheruz. La ce ne trebuie nouă Cheruz? Că noi suntem în România, așa că suntem Cheruz. Păi atunci hai să zicem și pe primul. Costina, Cheruz. Cheruz. Oricum îmi ziceau Susiulica. Susiulica. De la Ciuciulica. De la Ciuciulica. Susiulica. Vai, așa că cred, mai bine Cheruz. Dar știi, când am intrat eu în teatru, cu numele ăsta, Ciuciulică, eram în ultimul an de facultate și aveam o colaborare la Teatru de Comedie. Da. Și luminile le-a făcut Ducu Darie. Oh. Și a venit Ducu Darie și a zis Ciuciulică și Cotleț. Veniți pe scenă. Excelent. Da. Dragă, trebuie să vă schimbați numele. Astea nu sunt nume de scenă, cum Ciuciulică. Eu zic, eu sunt de acord, dar n-am nicio idee. Ciuciulică. Cum o cheamă pe maica ta de domnișoară? Crap. Rămâi Ciuciulică. Rămâi Ciuciulică. Și atât a fost. Excelent. Pe cum urmă... o cheamă? Crap. Rămâi Ciuciulică. Așa. E foarte bine. Am mai încercat bine, domnul Caramitru. Așa. Domnul Caramitru, care m-a angajat în Teatrul Național și am repetat, trebuia să vină premiera și să se facă afișul. Și a zis, dragă, Ciuciulică, hai să... nu vrei să schimbăm numele sau? Domnul Caramitru, am mai încercat niște oameni și vă zic, uite, s-a întâmplat așa. Eu vreau să schimb, dar n-am nicio idee. Păi, uite, să zicem Ciuciuleacă. Oh! Acum, ce mi-e Ciuciuleacă? Din lac în puț, ce-a făcut? De la Ciuciulică, dacă nu mă cheamă Morgenstern, degeaba, adică... Adevărat! Sunt tot așa de sentimental de Ciuciulică, lăsați așa. Când găsim momentul potrivit să merite, îl schimbăm. Am găsit motivul care a meritat, bun, frumos, 1,82 m, francez. Zic, uite, acum e momentul să schimbăm numele. Cheruz. Și știi că de când mă cheamă Cheruz, nu mai greșește nimeni numele înscris? Serios? Pe la Ciuciulică, ce mi-au văzut ochii și ce mi-au auzit da, urechile, da. M-a întrebat cineva dacă se scrie în două cuvinte. Ciuciulică. Deci eu sunt Costina Cheruz. Cheruz. A, deci nu e franțuzit, vine de la soțul tău care este francez. Vine de la soțul meu de origine franceză. E francez-francez. Olele! Și acasă ce vorbiți? Acasă vorbim engleză, că ne-am întâlnit în limba engleză. V-ați întâlnit în limba engleză, asta e genial. Așa. El vorbește foarte bine și românește. A, da? Păi cu părinții mei ce să vorbească? Și corect. Nu e România, bineînțeles. Și-a învățat special pentru tine? Eu cred că l-au învățat mai bine altele înaintea mea, care nu vorbeau vai. Nici engleză, nici nimic, dar eu i-am îmbunătățit gramatica. Vai, așa? Vai, vai. Și franceză nu prea vorbesc cu el, deși copiii noștri sunt bilingvi. Adică el vorbește franțuzește cu ei, eu vorbesc românește și atunci auzind în casă... Dar asta e foarte bine, pentru asta că minunat, știi da. Cum spunea Umberto Eco într-o piesă de-a lui, Numele Trandafirului, câte limbi cunoști, atâția oameni valorezi. Da. Da. Și știi ce calitate extraordinară este să poți să te exprimi nativ în două limbi, da, să da, ai nativ. Două modalități de exprimare naturale, da. Fără niciun efort. Da. Asta este un mare cadou. Napoleon Bonaparte era în tranșee și-și comanda trupele.
Și acum, flancul drept, intrați cu... cum se numesc așa, cu pe cai? Cavaleria! 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 Intrați, flancul drept, atacați! Ăia nimic, nu așa. O să ridică spada Napoleon, știi, apropo de francez, că m-am gândit la bărbat. Intrați, flancul drept! Ăia nimic. Dar intrați în firar, n-ai, să păi fie, zi, să dea, doamne, să facă, să nu știu ce. La care unul, locotenentul din stânga, zice, oh, mon general, vous parlez roumain. Așa și voi în casă, și da, unul vorbește așa, unul vorbește așa, dar voi de fapt în engleză vă... Dar noi de fapt ne întâlnim în engleză. Câți copii ai împreună cu... Doi. Doi? Da. Să-ți trăiască. Fată, băiat? Întâi băiat și pe urmă fată, așa. Mamă, cum exact trebuie. Cum trebuie. Uite că m-am concentrat. Te-ai concentrat? Cum să nu? L-am găsit pe francez, am zis ăsta e, gata, hai și repede că... Deci, practic, acest om a făcut trei lucruri bune în viața ta. Da, mult mai multe. Stai, știu, da, ca să vezi până. Deci, un băiat, o fată, da, și ți-a schimbat numele. Asta, da. Da. De exact ce aveai nevoie. Așa zicea lumea, că am nevoie și uite s-a întâmplat, da. Da. Dacă tot nu te-am văzut de mult și aș vrea să-mi reîmprospătez cât de cât amintirile, dacă nu, eu ție, cu câteva fotografii despre care vreau să ne povestești după ce le vedem. Cu mare drag. Amintiri plăcute? Piese? Foarte. Filme? Și filme. Piese mai vechi, piese mai noi? Piese mai vechi, piese... alături de toți colegii noștri de la teatru. Păi da. Sunt fotografii din spectacolele pe care le am în principiu la Teatru Național, cu oameni care sunt dragi și piese care îmi sunt dragi. Uite, era o fotografie cu domnul Rebenciuc. Asta este o fotografie din Toți fiii mei. E prima piesă în care am jucat eu în Teatrul Național și în urma cărei am fost angajată la Teatrul Național. Și de când am ajuns în teatru, la probe, domnul Rebenciuc a fost ca un bunic. Mă mai iubim din prima. Și ce plăcut e să te iubească, să fii primit, să fii luat de suflet așa din prima. Era o piesă pe care au început să râd deja. Actrița care făcea rolul meu a plecat din teatru, s-a lăsat de meseria asta și atunci ei au zis, haide, dăm probe din fetele pe care le știam noi pe tipologia asta și, mă rog, m-au găsit pe mine. Și am venit să citesc și era toată distribuția cu Sanda Toma, cu domnul Rebenciuc, cu actori tineri din teatru. Dragoste Bate. Dragoste Mate, Gianni, Gabriel Pătru, da, Andrei Ion Ionescu. Și am fost primită cel puțin de domnul Rebenciuc, de parcă era bunicul meu. Și când am trecut de lucrurile, trebuia să se întâmple repede, că îi repetaseră deja, aveam un moment în care eram pe scenă cu dumnealui și în sală era domnul Caravitru, care era regizor. Dom'le, și nu erau mulțumiți la un moment dat de, cum zic eu, replică. Trebuia să fiu
afectată, furioasă. Dar mie mi se pare normal că atunci când ești furios să nu urli, să nu faci ca toate alea, ci să fii mai conținut. Domnilor, nu le convene. Zicea Caramitru, zicea Rebenciuc, până când m-a pus și plâns și am zis, domnule Rebenciuc, eu vă apreciez foarte mult, vă iubesc foarte tare, dar eu nu sunt Victor Rebenciuc. Bine, bine, gata, băi, potolește-te, dragă. Vrei un biscuit de cici, gata, liniștește-te. Măi, mi-a venit să-l pup. Și știi că la fiecare reprezentație, când ajungeam la momentul ăla, Rebe uita că este pe scenă, se uita în ochii mei, și zicea textul odată cu mine. Ah, da, și eu am eternă asta câteodată. Mă, se uita la mine și dădea din gură, de eu da. Cred că și vedea oamenii. Era atât de minunat că îmi venea să mă duc și să-l pup. Să știi că știu exact ce ai simțit, pentru că, acum nu vreau să mă dau mare, dar am, sper să nu sune a... Fix același lucru am simțit eu când am intrat imediat după ce am terminat facultatea și m-a angajat Andrei Șerban. Am intrat în prima piesă și la fel m-au înconjurat cu dragostea lor meșterul Beligan, culmea, domnul Gigi Dinică, nu te-ai fi așteptat la cât de dur era acela, și la fel m-au îmbrățișat efectiv ca pe un copil. E adevărat că mă mai trimiteau și pe țigări câteodată, dar mă bucuram de prietenia lor, mă luau cu ei la Șarpele Roșu, cu Ștefan Iordache, cu meșterul Beligan, cu domnul Dinică și așa am crescut. Așa am crescut primii ani și mulți ani până când pe rând s-au dus cu toții, din păcate. Știi, noi făceam lucrurile. Cunosc exact senzația de a fi întâmpinat cu drag. Da, ce minunat. Ce minunat, ce siguranță. E foarte rar, să știi. Da, cred. Adică am aflat pe urmă, dar de obicei eu am nimerit în conjuncturi din astea plăcute, iubitoare, nu știu, primitoare. Păi uite ce e acum în teatru, nu vezi ce șerpăraie e? Dar eu nu prea mă bag pe găști acolo. Păi nici, eu nu mă bag, dar găști cu găști. Cum se termină spectacolul, o zbughesc toți pe... Nu peste tot, nu e adevărat, Andrei, hai că nu peste tot, nu, hai să nu mai pe fim ușă. Așa. Uite, e adevărat că atunci când am început repetițiile și aveam spectacole la Dineu cu Proști. Da. Și trăia Pelicanul, Dumnezeu să-l da. Ce mare prieten. Doamne Dumnezeule, dar nu exista să te duci acasă după spectacol. Păi asta spun, vezi? Vezi? Dar nu exista. În primul și în primul rând, eu veneam cu 2 ore înainte de spectacol. Eram la început, aveam 2 scene. Se joacă în continuare spectacolul, tot 2 scene am. Nu ți le-au mai... Nu, mă, nu. Nu ți-au mai adăugat între timp nicio scenă. Am 2 scene. Una la început cu... personajul soțului și una pe la mijloc cu Horațiu Mălăiele, cum care joacă rolul prostului. Da. Și le și zic, dacă vin prieteni, zic, fiți atenți, am prima scenă, nu întârziați, nu strănutați. Și rămâneți până la final. Deci nu vă aplecați să luați ceva, că poate nu mă mai prindeți la prima scenă. Și veneam cu 2 ore înainte, aveam scena, aveam asta, cum se cheamă, cabina numărul 1, mă duceam, mă aranjam, nu știu ce, Pelicanul stătea aproape de teatru. Și el venea de vreme prin teatru și știa că sunt acolo. Și venea și începea și spunea... Asta la Dineu cu Proști? La Dineu cu Proști. Așa. Și spunea bancuri, nene. Uh-huh. Și spunea bancuri. Și spunea 10 de bancuri. Dar între timp veneau colegii, ceilalți. Și le relua. Deci eu auzeam bancurile alea. Dacă mă chemai atunci, putea să fac un repertoriu. Nu, ce supliciu, pentru că de fiecare dată era atât de minunat încât stăteam și ascultam și râdeam de fiecare dată. Dacă proastă, adică nu mă rețineam. Mai amintești vreun banc spus de Pelicanul de atunci? Nu, și oricum nici nu cred că eu nu aveam curajul să zic bancul după ce zicea Pelicanul. De fapt, nimeni n-avea. Da, să știi că eu când mă întâlneam cu el, stăteam, făceam un schimb. Era un ping-pong, ieșea un ping-pong cu el. Credibil. Se strângeau toți în jurul nostru, că e foarte fain să ai pe cineva să te stârnească. Și dai tu una, el una. Să ai cu cine să te joci. Da, da. Și pe urmă, după spectacol, mergeam inevitabil undeva. Da, sau la Talia, în spatele la noi, sau vis-a-vis. Sau Pelicanul, care era mare vânător și pescar, bucătar, da. Pregătea el câte ceva... Și cu alea întrai să ne duceam temir pe unde și stăteam la povești și la vânat și la nu mai știu ce. 3 zile lipseam de acasă. Când mă duceam cu Pelicanul, 3 zile nu vedeam casa. Toată gașca. Așa e. Dar să știi că și acum ne mai organizăm. Uite, avem Crei de Curtea Veche. Și distribuție mare și frumoasă și cu Blond și cu Dorin Andone, Andrei Ioan Ionescu, Cesonia Postelnicu, cu o grămadă de actori minunați cu care mai ieșim.
Și ne și planificăm, vedeți că după spectacolul următor. Uite că ai pomenit și... de Claudiu. A fost unul dintre oamenii în primul spectacol în care am intrat în teatru. Bine, nu, primul fusese de când eram student, domnul Cojar mă băgase în Vasa Železnova. Dar primul spectacol de când fusesem angajat a fost Romeo și Julieta. Iar Claudiu a fost pentru mine adevăratul profesor de la care am învățat, pentru că trebuie să mărturisesc asta, indiferent că supăr pe cineva sau nu, în cei 4 ani de facultate, tot ce am învățat acolo, toată teoria aia, în momentul când am călcat pe scândura sălii mare a Teatrului Național, nu se potrivea nimic, nu înțelegeam nimic din tot ce am învățat. E, și toată meseria am furat-o de la Claudiu Blănț, prin acel spectacol, care și înainte și după vorbeam și respiram numai teatru. Stăteam de dimineață până seara și așa am învățat și eu ce e cu meseria asta. Știi ce are Claudiu incredibil? Că se întâmplă și aici, în Crai de Curtea Veche, eu fac un personaj care nu vorbește, n-are cuvinte. I-a fost primul personaj care există, care se manifestă într-un anumit fizic. Tot spectacolul are o anumită estetică, o anumită plastică, o anumită coloratură, niște costume deosebite. Și ăsta a fost primul meu personaj în care eu exist fără să scot un cuvânt. Cânt! Foaie verde, mărăcine, dă mamă cu biciun bine. Așa, gen. Atât. Și a trebuit să studiez cu... regizorul, să vedem cum e, cum se mișcă, cum respiră, cum... Claudiu este fascinat de lucrul ăsta. După fiecare spectacol vine și îmi zice, băi, mă nebunești. Băi, râsul ăla e un râs pe care nu pot să-l fac decât în spectacol. Dacă mă pui acum să râd ca personajul, nu sunt în stare. Și care dă semnătura personajului. Și el are calitatea asta... cum să zic, genul ăsta de sinceritate și de generozitate, pentru că nu mulți oameni zic... Măi, m-ai tușat, m-ai atins cu... Mă, de fiecare dată când intru cu tine pe scenă și exiști așa, îmi dă un gen de siguranță și mie că sunt, că s-a creat lumea respectivă. Și niciodată nu se reține să spună lucrul ăsta. Nu toți Ce frumos. Nu toată lumea are... Da. Generozitatea asta. Exact. Și să fii cu el pe scenă, la fel, da. Genul de energie... Te potențează, ridică... Te ridică pe tine, mai pune o steluță acolo la, știi, e 3 stele, 4 stele. Și fericit să fie în aceeași lume cu tine, să ai, să te conectezi, să ai... Și eu cred că e ciupit de geniu acest actor. Da, e special, cu totul special. Pentru că am vorbit de Teatrul Național, pentru că am vorbit despre tine și vom vorbi în continuare, ție îți place și poezia, îți plac fabulele. În cadrul Teatrului Național ai spus la un moment dat o fabulă, Leu deghizat. Da, am creat un program, era în timpul pandemiei. Asta am vrut să-ți ridic la plasă. Exact, nu făceam nimic. Știi, toată povestea, toată lumea suferea, toată Cine lumea. Făcea așa, ceva? Și atunci am întrebat, l-am întrebat, era domnul Caniuiter, și am zis, pot să folosesc sigla teatrului? Și a zis, sigur că ești actrița teatrului, aș vrea să fac un program poezii pentru cei ce stau acasă, în sensul, stați acasă și ascultați poezii, mai și stați cu mine. Ca să păstrați legătura cu cultura, să totuși. Să păstrăm legătura. Și am în fiecare zi, după ce se culcau copiii, după ce nu știu ce, acasă, cu soțul din dotare, francezul, filmam, înregistram câte o poezie. Și vreau să-ți spun că am avut atât de mult feedback-uri pozitive și atât de colege din liceu, oameni pe care nu-i cunoșteau și care îmi trimiteau mesaje, un domn tânăr care chiar mi-a scris pe Facebook și mi-a zis, dumneavoastră sunteți, că m-a găsit pe dumneavoastră sunteți cea care știți acolo, spuneți pe, da, vai de mine, mulțumesc, știți că eu am încercat și eu să citesc o poezie și că la mine nu sună la fel. Incredibil. Da, incredibil, da. Ce frumos, dar nu m-aș fi gândit niciodată că poezia aia poate să însemne așa ceva. Haideți să vadă și telespectatorii despre ce e vorba, după care trebuie să-mi promis că parcă mi se pare nedrept așa un pic, parcă am vorbit la peiorativ un pic de soțul tău, despre domnul Șeruz, să ne spui numele complet. Dar după ce vedem fabula, Leul deghizat. Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar,
să colinde țara toată din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii. Mari dregători, cu noroadele-i blajine, de supuși rumegători. Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng, ca un biet măgar nătâng, niște lupi, cum îl văzure, se reped la el pe loc și într-o clipă îl înșfacă, grămădindu-l la mișloc. Stați mișeilor, ajunge, că vă rup în dinți acuși, strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată. Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși? Lupii, cunoscându-i glasul, îndărâți au tras pe dată și de frică se făcură mici ca niște cățeluși. O, Maria ta, iertare, zice cel mai diplomat, semănai atât de tare cu un măgar adevărat? Foarte frumos! Foarte frumos, foarte frumoasă biblioteca din spate. Da. Ce ți-am făcut? Era ea încântată, tata. Așa a, e. Biblioteca. Da. Trebuia iar, să te surprinzi, să eu, știi, nu? Că iarăși aici este vorba despre gustul soțului meu. Despre... Cum îl cheamă, domnule, complet? Denis. Îl cheamă Denis. Denis? Denis, adică Denis. 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 Ah, Denis, așa Denis. Se zice. Denis se scrie, Denis, Denis se citește. Exact. Mulțiuri deci, scrie, mulțiuri se citește. Nu, domnule, la ei scrie cauciuc și citește elastic. Elastic? Păi nu scrii cauciuc și citești elastic. Scrii Denis și citești Denis. Denis. Așa e, da. Și rom. Denis Șeruz, da. El este mare iubitor de carte. El este mare iubitor de carte veche. El știe lucruri. El este inteligent. Îl invidiez pentru biblioteca aceea superbă. Glumă, glumă, dar mi se pare o, da, o bijuterie. E pasiunea lui. Bravo! Mă bucur tare mult că ai voștri copii cresc într-un spațiu atât de cultural între și între cărți. Între cărți și nu DVD-uri. Și nu ecrane. Și nu ecran, nu device-uri. Da. Eu oarecare... Cum reușești, frate, ții sub clopot? Să-mi dai și mie rețeta. Merge. Dacă trebuie să cumpăr bibliotecă, gata, i-arunc PS5, i-arunc toate jocurile, da, și pune în cărți. Da. Așa. Pe lângă pasiunea de... Bănesc că te-am lipsit și pe tine, nu? Cu cărțile și cu... Da, asta. Numai că vezi parfumul ăla lor, ia, când treci pe lângă, da, ele asta și... Asta da, și e plăcut, da, să deschizi mi-aduc așa aminte de copilărie și... Așa. Tu mai ai o altă mare pasiune... Pentru tango, e adevărat? Hai, ce drăguț ești! Am multe pasiuni pe care putem să le spunem sau putem să... Pe unele nu putem să le și spunem. Și pe care unele nu le știe nici măcar Denis. Pe unele nu le știe nici... Măi, termină, Andrei, mai spune prostii. Iubitul meu, soțul meu, nu e adevărat, îmi cunoști toate pasiunile, pentru că noi ne împărțim pasiunile, ne împărtășim pasiunile. Tu vorbești despre spectacolul meu, despre tango, tango. Andrei. Ăsta este un spectacol de teatru. Deci... Tango în 3 se cheamă el pentru că... Teatru sau teatru dans? Nu e niciun teatru dans, domnule. Nu? Nu e. E o comedie. Ah! E o comedie. Așa. Este o comedie în care o doamnă, pe numele ei Aglaie, tu te uiți la mine așa, tu știi că eu în Teatrul Național joc numai doamne. Stau, da, cu burta strânsă, da, așa, stau frumos, vor așa. Corset, frumos. Și într-o zi dă o Herghelegiu, regizoare de teatru și scriitoare, că ea și scrie... texte, mă sună și îmi zice vreau să fac o piesă cu tine, că n-am apucat să lucrăm și îți trimit textul. Este o doamnă care spune o poveste și se întâmplă toată povestea la ea în bucătărie și acolo sunt doi cântăreți, doi lăutari, care stau și acolo și mai cântă și... Da, eu am de spus un text comic. Mă, și citesc textul și o să-l înapoi și zic, tău, tu ești sigură că ai scris textul ăsta pentru mine? Păi eu am jucat numai doamne. Dive! Deci, mă treci de la Dive la Aglaia? M-am distrat foarte tare, îmi place, dar tu chiar crezi că pe mine mă vrei? Eu nu distribui oamenii pentru ce sunt distribuiți de obicei. Bine. Și când citesc textul, văd că doamna Aglaia e o doamnă de asta, cum o cheamă, șoveriță de camion, care vorbește și așa, e mai de la țară. Și care are și un limbaj un pic, nu e vulgar, dar așa vorbește ea mai pe persoană fizică, de pe Dâmbovița. Mai colorat. Mai colorat un pic. Și care povestește despre o situație, o poveste de amor, de s-a întâmplat pe la ei pe acolo, în Hăulești, pentru un cartier de ăsta nasol. Și fiind în bucătăria la ea, are niște lăutari, care ei nu e lăutari de adevărat, că e lăutari de... Să e cunoscuți de pe străinătate. De mătase. A, de mătase, de pe Copenhaga. Și ăștia fiind la ea în bucătărie, că ea are treabă, din când în când mai zic câte o cântare. Ei fiind
muzicieni de talie internațională, când au câte o cântare, e țais. Și cum amorul ăsta de cartier, pasional, comic, prin felul în care ea se exprimă, merge bine cu tangoul, atunci aia, dar dacă tot e acolo băieți, nu mai bine să-l iei aici pe unul la dans, să mai iei o glumă cu ei că e băieți de treabă? Despre asta este vorba. De-aia se cheamă El Tango în 3. Că povestea pe care ea o spune are ceva legătură cu un amor din ăsta împărțit. Ghebos. Și pentru că acolo noi suntem trei. Și facem un fel de combinație de trei luate câte trei. Threesome. Înțelegi? Cum ar spune prietenii mei intelectuali, un threesome. Exact, da, threesome în trei. Haideți să vedem și noi câteva imagini, după care ne spui unde și când și se întâmplă. Cu drag. Și prostul de drăgălici a rămas și fără amantă, dar și fără nevastă, că s-a ajuns și la divorț în vreo două săptămâni de-asta timpa în scandalul și în răgnete și în balamuc după fața cu scandalul în fața de la frizerie. Și Vali nevastă s-a cam bănuia ceva, dar nu era sigur. Și asta femeie nebună îl urmărea frate pe bărbatul de fiecare dată când plecă la dacă se uitea și după el. Asta avea și mașină pe picioarele lemn, știi? Quando tu sei partito, mai donat una roză. Triste sfiorita come questo mio cuor l'ho bagnata di pianto per ridarle la vita ma il tuo amore soltanto la può far rifiorire scrivimi non lasciarmi con pena. Tango în trei. Tango în trei, adică Costina Șeruz și Moldo Duo. Moldo Duo. Ei sunt doi. Pentru că sunt unul moldoveni. Moldoveni, un acordeon și un flaut. Acordeonul se cheamă Radu Rățoi. Da. Și flautistul Ștefan Diaconu. Este o combinație foarte ciudată între flaut și acordeon. Știi ce frumos e? Păi am văzut. Știi ce frumos e? Fragmentul ăsta. Dacă acolo te-am văzut cântând, acum ne poți da un crâmpei din partea lirică, să zic așa. Dar tu pe Drăgălici, știi? Pe cine? Pe Drăgălici. Bă, că Mona... Așa. Unul l-a pus pe unul pe Radu Drăgălici din Afumata, da. Să o urmărească, frate, Bădespina și să vază dacă asta chiar are bucurii la amantă sau dacă a fost așa doar impresie de moment de cât, știi? Drăgălici să avea și el o extraconjugară cu Miții Popească de la frizerie, care era măritată și ea, dar și el. Și ăsta, Vali, nevastă asta, cam bănuia ceva, dar nu era sigur. Frate, și asta femeie nebună, îl urmărea, frate, pe bărbat în fiecare seară când pleca ăla de acasă, uite așa, să țină după el, că aia avea și un picior așa de limb și mergea mai strâmb, să ținea frate după asta în fiecare seară când pleca de acasă și să zicea asta ceva, deci de aia, că n-are cum să fie adevărat. Păi când Drăgălici a început să o fileze pe Despina, normal, cum să zică lui nevasta, să duce. Și i-a dat așa, l-a înghițit un motiv ce probabil că nici el nu credea ce minte. Asta s-a coxat toată și s-a luat după el, l-a urmărit ca să vadă dacă stă mănâncă căcat. Și s-a luat așa cu mașina după el și l-a urmărit până în oraș. Și a văzut, frate, că se ține după una blondă cu țâțele mari. Mamă, e și deranj, ce să scandal, cu sânge, creier, pe pereți. Dar pe degeaba a încercat ăla să zică că stai femeie, că să vezi că o fi cu o pățică, Mona, ca alea, că nimic, că n-a vrut să înțelegă nimic, frățioare. Și s-a trezit de spina cu mâna în păr, fix când ieșea ea de la salon, unde se dusese ea să se facă și mai plăcut decât fusese până atunci. Și toată faza asta cu scandalul, cu înjurăturile de morți, de răniți, de nu știu ce s-a întâmplat, unde? Păi în fața salonului unde lucra Miții Popească. Acolo la frizerie, care normal că știa care e cine e nebuna. Asta speria de Dilie, că știa de frică și pe Nelu șoferul, pe ăsta, că bărbatul ăsta, dacă afla că e împreună, le-a luat glanda la amândoi, ce mai... Și i-a dat papucii lui Drăgălici, dar fix în seara aia, știi? Și Drăgălici prostul a rămas și fără amantă, dar și fără nevastă, frate, că s-a ajuns și la divorț vreo două săptămâni de-a stat ei numai în balamuc după toată fața cu scandalul, după fața de la frizerie. Și Mona... A rămas și ea fără informațiile alea prețioase despre pe unde umblă prietena ei mai bună și dacă nu cumva el...
ciufulește pe amantă, suna. Ghinion de neșansă, frate, ce să faci? Ai. Ăsta-i nene Tangul. Ciuciulici, drăgălici, cum ai zis că-l cheamă? Dacă vii la spectacol, îi înveți pe toți. Păi știi ce, cât mi-a luat mie până i-am învățat pe, când am citit textul? Cred, dar pe urmă, dacă vii la spectacol, te obișnuiești cu ei. Mă uitam, râdeam, dar în același timp nu puteam să nu realizez. Ești un fel de varianta feminină a Neamărin. Nu știu de ce, mi-ai adus un pic de, din culoarea... Are ceva? Asta i-am zis eu... Mare lui Ion Zapela. De fapt, a personajului Neamărin, dar în variantă feminină. Nu știu ce, mi-a venit așa aerul ăla. Da, e adevărat. Adică sper, și mulțumesc, e un mare compliment. I-am zis lui Teo, când am citit, i-am zis... Mi se pare că este un fel de Sorescu, știi, la Lilieci, da, dar la Lilieci, mai citadin. Pentru că totul se întâmplă mai într-o, un pic. Da, într-o da. Periferie din asta de pe lângă oraș, care este un pic mai... O mahala. O mahala. O mahala. Asta mi-a adus. Da, mi-a redat exact atmosfera de acolo. Unde poate fi văzut acest spectacol și când? Acest spectacol poate fi văzut... La Curtea de Argeș, pe 10 aprilie... A, în turneu. În turneu, da, păi am început 10 aprilie, Curtea de Argeș. 10 aprilie, Curtea de Argeș și 12 aprilie la sala Dallas. Puteți la să noi. Vă cumpărați bilete de pe Ticket Store. Da. Sau puteți să mergeți chiar la acolo, la ei, la Casa de Cultură, la sala Dallas și să găsești acolo bilete. Și să veniți la Tango în 3, să vă distrați. Dar n-ai spus nimic despre argentinieni. Despre ce argentinieni? Așa am auzit. Ce argentinieni, nănică? Nu sunt argentinieni? Duo, Moldo-duo? Nu, nănică! Ai picat! Nu. Ăia sunt moldoveni. Da, Moldo-duo. Unul este din Chișinău și unul este de pe la Rădăuța, nu știu. Da. Nu, tango, știi, de asta. De ce se cheamă tango? Pentru că e în trei? Tango pentru că e în trei. N-ai zis că e cu threesome. Tango în trei. Dar la sediu, aici în București, nu aveți un loc în care să-l jucați permanent sau migrați? Nu, el este un... E o producție particulară. Este un spectacol independent. Care, nu e sub umbrela unui teatru, am înțeles. Care se mișcă și se joacă prin țară și prin București. Deocamdată îl jucăm la sala Dallas pe 12 aprilie. Pe 12 aprilie la București. Și pe urmă mai avem tot acolo programat în mai. Am înțeles. În afară de tango, cele mai recente proiecte ale tale, unde poți fi văzută? Spre exemplu, la Național, la noi, ce... Păi, la Național puteți să mă vedeți în Dină cu Proști, în Allegro Manantropo, care este o comedie pe care eu o iubesc și... Cu Eugen Cristea? Cu Eugen Cristea. Gata, știu, cu Marius Riza, cu Gavril Pătru. Numai talentați, numai mutre noi! Da, și o echipă extraordinară pe care o iubesc și cu care, la fel... Și se joacă de mult, de câteva stagiuni cu acel jucați. Păi gândește-te, fie în Dină cu Proști, o jucăm din 2010. Așa. Și Allegro jucăm un pic mai din coace, aveam băiatul 2014, ceva. Nu contează, așa. Lumea să vină da. Să te vadă în... Este o super comedie și asta. Așa. Aici, la Allegro, puteți să veniți și cu copii. Cu măi, copii. La Tangon, trebuie să veniți peste 16 ani. Că fata asta mai vorbește, ea așa... Mai coloratos. Mai un pic, da. Foarte bine, foarte bine că ai spus. Mai departe. În Crai de Curtea Veche, în Două pe Față, Două pe Dos. La fel, acolo am o echipă cu care... Ador să lucrez cu Irina Cojar, cu Lamia Beligan, cu Raluca Petra, cu Brândușa Mircea, cu domnul Bodochi, cu Tommy Cristin, da. Tommy. Foarte frumos. Și nu știu, dacă câte oare atât am la Național. Și mă mai puteți vedea la Teatrul Elisabeta. Aha. Într-o comedie, clar. Care se cheamă Aproape Rude. Așa. Și în care, la fel, mă simt extraordinar, este în restaurant. Mie îmi place la cârciumă, nenică. Da, da. Cine a pus asta? Ultima, Elisabeta? Raluca Ghervan. Raluca Ghervan. Este... Am crezut că Puiu Șerban, că atunci era rețetă sigură, dar... Nu, Puiu Șerban, pentru că se joacă în restaurant, deci omul vine, bea, mănâncă, nu știu ce, și se uite și la piesa asta, la care până și noi ne distrăm. Ce tare că poți să faci chestia asta. Îți mulțumesc din suflet. Cu tot dragul, că eu îți mulțumesc. Ai venit. Sper să mai vii, pentru că mai avem atâtea și atâtea să povestim, pentru că tu ai multe proiecte. Bancuri nu prea mai spus, dar fabula pe care am văzut-o, plus interpretarea la
Life, fragmentul din tango a fost mai mult decât orice și peste orice bancuri am fi spus noi. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Vă mulțumesc și vouă, băncoșilor, că v-ați uitat și în seara asta la noi. Vă dau întâlnire și mâine cu alte surprize și cu zâmbetul pe buze, dar până atunci nu uitați, dragii mei, să râdeți, pentru că dacă trece o zi fără să râdeți, e o zi pierdută. Pe mâine! We'll be right back.